Când este deznădăjduită, Sabine Țapf se plimbă prin pădure. Și deznădăjduită a fost des în ultimii 35 de ani. În toți acești ani m-am gândit că am doi copii și mereu m-am întrebat ce mai fac. Și uneori când văd oameni plimbându-se însoțiți de copii mai mari sau când văd mame jucându-se cu copilașii lor aflați în cărucioare, atunci mi-aduc aminte de tot. În anii 80, Sabine Țapf a adus pe lume două fetițe în fosta RDG, însă bucuria de a fi mamă n-a ținut mult. Cu câțiva ani înainte încercase să fugă din RDG. A fost prinsă și arestată. De aceea, Oficiul pentru Protecția Copilului pur și simplu i-a luat fetițele de acasă. În primul moment am fost șocată, am ieșit pe ușă, m-am dus după femeia aceea și am întrebat unde îmi duce fetițele. I-am cerut să mi le dea înapoi. Ea s-a întors către mine, a ridicat degetul arătător și mi-a spus: dacă nu vă potoliți, acum chem poliția și vă executați restul pedepsei în închisoare. Primisem 3 ani cu suspendare, deci dacă făceam ceva greșit, mă puteau reține imediat. Așa că m-am oprit locului și m-am gândit să mai spun ceva sau să tac. Sabine Țapf n-a mai opus rezistență. După căderea zidului, și-a căutat fiicele. În anii 90 și-a primit fetița cea mai mare înapoi, însă copila se înstrăinase atât de mult de mamă încât n-au reușit să mai aibă legătură. În urmă cu un an a avut parte de o surpriză uriașă. Fata cea mică a căutat-o. Primul telefon pe care mi l-a dat, nu pot să-l uit. Vorbeam tare, cred că vecinii au auzit tot, dar nu-mi păsa. De atunci încolo am vorbit la telefon în fiecare zi. Apoi am avut parte de mai mult. După 30 de ani, mamă și fiică stăteau din nou față în față. Am crezut că îmi sare inima din piept. Eram copleșită. M-a strâns în brațe, m-a alintat și nu știam cum să gestionez situația, fiindcă dintr-o dată în fața mea se afla o persoană cu care mă înrudesc. Cred că abia după aceea am realizat totul. V-ați recunoscut pe loc? Da. Nu-ți uiți niciodată copilul. Nu-l uiți. În ziua de azi, Sabine Țapf poate merge la plimbare în pădure împreună cu fiica sa cea mică. Cele două femei au planuri. Sabine își va cunoaște în sfârșit nepoții. Au de recuperat mult timp împreună.